Bună, dragilor! M-am gândit să facem astăzi un proiect DIY, așa că voi avea nevoie de un glob achiziționat de la Pound Shop, apă, această ață de iută, ca și decor voi folosi această cutie poștală, crenguțele acelea și acești doi oameni de zăpadă. Am aici și rezerve pentru pistolul de lipit, o foarfecă, și, bineînțeles, zăpada artificială. Acesta este rezultatul muncii mele. Mie îmi place tare mult cum a ieșit. Este tare drăguț. Singurul dezavantaj cred că a fost zăpada artificială, dar în rest a ieșit foarte frumos. Lăsați-mi în comentarii dacă și vouă v-a plăcut. Am zis să facem și puțin curățenie. Am început prin a-mi șterge geamurile. Am cumpărat niște stickere și vreau să le lipesc. Mi-am șters și pervazul. Vreau să-mi decorez astăzi bucătăria. Afară plouă foarte tare și nu puteam ieși nicăieri. Nu aveam ce să facem, așa că m-am hotărât să-mi decorez bucătăria. Eu deja am curățat-o, mi-am organizat totul în dulapuri și am șters praful. Dar aici la geam, fiindcă spăl vasele, se stropește mai mereu și am zis să-l și curăț. I-am șters și blatul, apoi am luat toate electrocasnicele la mână și le-am șters și pe ele. There's not much to do when all
that you were saving, that I will see you soon. If I can lay down beside you, beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, if I can lay down beside. În colțul acesta m-am gândit să fac ceva mai deosebit, așa că am pus acest tocător în formă de sanie, mi-am pus cărțile de prăjituri achiziționate din Lidl, am pus și aceste două căniți tare frumoase, tare deosebite, le voi folosi iarna aceasta mai des, am pus o căsuță, alături am pus și un brăduleț. După care m-am gândit să mut această cană și să pun lumânărica aceasta în formă de Moș Crăciun. În această sticluță am pus o crenguță de brad cu conuri și merișoare, iar pe lângă am modelat această crenguță. Se poate numi și acesta un proiect DIY, deoarece sticluța aceea a fost reciclată de la un parfum cu bețișoare. M-am chinuit puțin cu această crenguță. Iată-ne și la finalul acestui clip. Eu am terminat cu decorul în bucătărie. Dacă sunteți noi pe acest canal, mi-ar plăcea să vă abonați, să-mi dați un like și, de ce nu, să-mi lăsați în comentarii ceea ce v-a plăcut cel mai mult. Iar noi ne vedem, bineînțeles, în clipul următor de mâine.